Slăvit să fie Domnul! Vreau să vă spun că vreau în primul rând să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Pentru că mi-a purtat de grijă și vreau să vă spun că mi-este greu să mulțumesc, dar mă voi strădui pentru că avem un Dumnezeu mare. Am vrut să venim acasă, eu m-am pornit și a doua zi m-a sunat soția și a spus că a găsit locuință. Pentru că nu mai aveam acolo unde sta, mi-era foarte greu de la casă la casă cu hainele de iarnă și de vară. Și vreau să vă spun că îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine acum. Pe data de 20 februarie am trecut un control, un MRT, cum se spune la noi, și atunci când m-am dus cu fratele care să mă traducă, ei au zis că, dar este persoana corectă care a venit să treci controlul acesta, și el a zis că da, ba da, el este. Nu se poate, n-ați încurcat cu nimic? Nu. Au luat legătura repede cu doctorul de familie și cu toți acei care au făcut operația. Nici nu mă gândeam că așa de rapid să poată lua legături și vreau să vă spun că au venit și se uitau la mine și se bucurau de mine. Că au zis că noi știam că trebuie să vie unul în cărucior. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu și vreau să vă spun că lucrul acesta nu-s vrednic eu de aceasta. Și doctorul de familie a zis că au trecut bine controlul, ceva acolo puțin. Au mai găsit, dar au zis că nu este nimic. Eu mă simțeam foarte bine, am ridicat și vreau să vă spun că vreo două, trei zile îmblam în două. Și am zis, Doamne, dacă mai ierți data asta, nu o să mai fac, nu o să mai ridic. Mă simțeam foarte bine, deci vreau să vă spun că mă simt foarte bine. Și îmi dau seama ca să ajung eu aici cu acordeonul să cânt, să fiu în casa lui Dumnezeu, o trebuie cineva să plătească. Ca să ajung acolo în Israel, o trebuie cineva să plătească. Și a plătit foarte scump. Pe străzile alea o trebuie să meargă cu o cruce în spate, să fie scuipat, să fie batjocorit, să se râdă de el. Și îi mulțumim lui că vreau să vă spun că nu știu cum gândești, dar eu știu că faptul acesta că ești aici pe bancă, ești în cinstea lui Dumnezeu, ești în cinstea lui Iisus Hristos, pentru că El a plătit vina păcatului. Aleluia. Și îmi este greu că stragușit ca să cânt, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, Dumnezeu să-mi dea putere. Voi cânta și eu cât voi putea, așa cum El a făcut până la capăt pentru mine. A plătit vina păcatului, m-a salvat de blesteme și de boale. Slavă Lui! Slavă Lui Iisus! Apă vie la Betesda, sau vreun leac alinător în Galaad? Oare unde vei găsi odihnă? Care-i drumul ce nu duce înspre ea? Oare unde vei găsi odihnă? Care-i drumul ce nu duce înspre ea? O, Iisuse, ai milă
Rabi, rabuni, suntem plini de lacrimi și poveri. Mulțumim că ce-ai murit sus pe Golgota să ne vindeci de păcate și dureri. Oare nu mai sunt minuni și semne astăzi? Oare nu prin el am fost tămăduiți? Jertfa Domnului Iisus are putere, doar prin el suntem iertați și mântuiți. Jertfa Domnului Iisus are putere, doar prin el suntem iertați și mântuiți. O, Iisuse, ai milă, Rabi, rabuni, suntem plini de lacrimi și poveri. Mulțumim că ce-ai murit sus pe Golgota să ne vindeci de păcate și dureri. Câte răni adânci în trup și suflet ți-au adus acei din jurul tău. Vino astăzi, vino la Golgota, vindecare-i doar la Domnul Dumnezeu. Vino astăzi, vino la Golgota, vindecare-i doar la Domnul Dumnezeu. O, Iisuse, ai milă, Rabi, rabuni, suntem plini de lacrimi și poveri. Mulțumim că ce-ai murit sus pe Golgota să ne vindeci de păcate și dureri. Slavă Domnului!